Organismul nostru are o adaptabilitate uimitoare la schimbările de temperatură, dar căldura excesivă reprezintă multe riscuri. Temperaturile ridicate de afară pot provoca oboseală, insolație sau pot crește riscul de accident vascular cerebral. Sunt mai multe schimbări în corpul nostru atunci când afară sunt 30, 39 sau peste 45 de grade Celsius, cele mai mari temperaturi din sezonul de vară din zona noastră. Temperatura corpului rămâne stabilă, deși temperatura de afară se schimbă, iar atunci când afară este cald, organismul trebuie să se răcească și să facă asta prin transpirație. Transpirația se evaporă și astfel corpul se răcește. De asemenea, căldura extremă poate deregla echilibrul substanțelor din creierul nostru și astfel să ne modifice starea de spirit. Tensiunea arterială scade brusc, iar inima trebuie să depună mai mult efort. La un moment dat, capacitatea organismului de a compensa când în jurul lui e cald se reduce. Când afară sunt peste 40 de grade, corpul încearcă să elimine căldura în orice mod posibil, ceea ce face ca vasele sanguine să se dilateze la maximum. Acest fapt duce la scăderea tensiunii arteriale pentru că sângele are mai mult spațiu prin care să circule. Inima pompează mai puțin sânge, iar noi începem să ne simțim slăbiți sau să ne pierdem cunoștința. Căldura extremă începe să denatureze proteinele din corp, iar dacă în corp sunt peste 40 de grade, efectele pot fi letale. Specialiștii spun că sportivii de performanță suportă mult mai bine căldura extremă. Antrenamentul crește volumul de sânge din corp și astfel transpirația este mai facilă, relatează Digi.ro.